Noi lucrări efectuate la rețeaua de distribuție de gaze din Slatina au impus întreruperea alimentării cu gaze naturale astăzi. Astfel, distrigasul rețele a asistat alimentarea între orele 8-15 la consumatorii casnici și non-casnici de pe strada Libertății. Lucrările sunt unele programate. Pentru detalii, slătinenii putând apela serviciul de call center, apeluri de urgență al distrigasul rețele la numărul unic 021-9281. Eleva Eliza Rădoi, clasa 11 la Colegiul Național Radu Greceanu Slatina, s-a calificat în urma susținerii fazei județene pentru a reprezenta județul la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. Eleva este pregătită de profesorul Victor Iacobescu, iar bucuria reușită este cu atât mai mare cu cât anul trecut ea s-a clasat pe locul 2 la etapa județeană. Deși birocrația este destul de mare, încă mai sunt olteni care se încumetă să o înfrunte și încearcă să-și deschidă o afacere. Cei care optează pentru înființarea unei astfel de firme primesc 10.000 de euro nerambursabil de la stat, dar și numeroase avantaje fiscale. În prima lună a anului, în Olt, 10 firme au fost înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Asta în condițiile în care, la sfârșitul anului trecut, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt erau înregistrate 416 societăți debutanți, dintre care 413 în funcțiune și 13 radiate. Salonul de primăvară al artiștilor plastici olteni, ediția 14-a, organizat de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în parteneriat cu Muzeul Județean Olt, își va deschide porțile mâine la Galeria Artist. Expoziția va cuprinde lucrări ale artiștilor plastici participanți în tabăra de creație plastică Nicolae Truță, ediția 12-a și a 13-a, care s-a desfășurat în Delta la Sfântul Gheorghe, județul Tulcea. Consiliul Local a aprobat modificarea tarifelor pentru copiii de la creșă. Acest lucru a fost decis în urma adoptării de către guvern a modificărilor reglementate în acest domeniu. Astfel, părinții nu pot achita mai mult de 20% din costul mediu de îngrijire a unui copil la creșă. Hotărârea va intra în vigoare cel mai probabil în luna viitoare. În acest moment, la creșele din Slatina sunt înscriși 117 copii, organizați în 13 grupe.